Ne aflăm în noul an 2024 și cum ne puteam începe noi anul ăsta mai bine decât Alice? Cum ar fi trebuit să ne începem? Uite-te, să venim aici la Hide and Seek, după cum putem vedea, Alice, după cum poți vedea. Uite-te că s-a pus și zăpadă aici, bă, arată de iarnă în harta noastră preferată. Eu pot să-ți spun cum puteam să-l petrecem mai bine. Puteam să mergem la mine la restaurant și să comandăm o pizza. La restaurantul tău, nu un restaurant pe care l-ai primit tu de Santa, de Secret Santa, Alice, pentru că tu ce să credeți? Adică, bă, nu știu, scrieți-mi acolo în comentarii cum dacă ați mai pomenit așa ceva, ca la Secret Santa și eu și Darcel și Alice să ne picăm între noi, adică eu să îmi dau singura Darcel să-și dea singur și Alice tot așa, adică nu știu cum a picat, dar în fine. Mă, Alice, fii atentă, acum am venit aici să ne jucăm față ascunsele acadă fiecare dată cum veneam noi de obicei și acum fii atentă, prima rundă trebuie să dăm cum să fac, deci te pui tu ca Hider, da, bine, hai că te pui tu ca Hider, mamă, deși a început prima rundă, Alice, și scrieți acolo în comentarii cine credeți că o să câștige astăzi, pentru că este prima oară după un an, bine, putem să facem și noi o mică glumă. Un an, pentru că după cum puteți vedea, suntem în anul 2024, habar n-am cum a trecut 2023, chiar sunt surprins sincer, dar vreau să scrieți acolo în comentarii ce ați făcut voi anul acesta 2023 și ce așteptări aveți de la 2024, pentru că, bă, frate, să zic și eu așa, niște așteptări ar fi super tare să faceți și noi cât mai multe like-uri la acest videoclip, chiar ar merita sincer, pentru că știu că este una dintre seriile voastre preferate, asta de față ascunse, am văzut că vă place foarte, foarte mult, dar Alice, fii atentă, ce ai vrea tu să faci în 2024, Alice? Băi, în primul rând, după ce terminăm asta, o să îmi cumpăr, dar te rog să nu-i zici lui Darcel, da? Ok, ce vrei să-ți cumperi? Cum adică? O să-mi cumpăr magazinul de pește vis-a-vis de Diner ca să-i fac o concurență. Stai puțin, să cumperi pește puțin, tu vinzi pește? Cine cumpără pește? Mănânci tu pește, Alice? Nu, o să-l cumpăr și-l fac pizzerie. Extind business-ul. Da, mamă, bine, Alice, mamă, da, în fine, nu mai contează asta, acum trebuie să vin după tine, stai că să-i Alice, fii atentă, pentru că, din câte mi-aduc eu aminte, sunt foarte, foarte multe locuri pe care noi încă nu le-am găsit și Alice, bă, chiar nu mă așteptam să fie atât de multe locuri. Eu credeam că oamenii s-ar plictisi de harta asta și că ne-am plictisit și noi, Alice, dar după cum poți vedea, se află foarte multe locuri pe care noi încă nu le-am descoperit și chiar sunt curios, bă, dar unde ești, mă, tu, Alice, dar iar sunt eu, ok, dacă mă duc prin partea asta pe undeva pe aici, poate găsești și eu ceva nou, deci nu ești pe aici, am plecat degeaba, am pierdut niște secunde, dar Alice, nu știu, sunt în căutare după tine și chiar sunt curios dacă te voi găsi. Ia, mă, să mă uit aici, nu ești aici, ok, hai să mergem prin partea asta, mă, Alice, un indiciu poți să dai și tu pe la 200 de secunde măcar? Pe la 200. Hai, 150. 150? De ce am impresia că ești aici? Na, nu ești aici. Ar fi fost prea frumos ca să fie adevărat, dar hai să vedem pe unde te mai duci tu prin partea asta, Alice. Oare ai putea să te urci fix aici? Nu știu dacă te-ai fi urcat tu, dar hai să încerc să văd dacă ești prin partea asta. Alice, vin după tine. Fii atentă că parcă nu te văd așa bine, Alice. Parcă mi se pare mie că miroase ceva. Tine așa prin apropiere că te găsesc acum în câteva secunde, Alice. Bă, nu știu, s-ar putea chiar să poți să mă miroși, că m-am dat puțin parfum, știi, și puternic. Mama, cred că am mai descoperit o locație prin care cred că s-ar intra foarte greu acolo, dar chiar sunt curios dacă pot să intru prin partea aia, stai să mă uit, deci dacă mă duc prin partea asta, fii atent că merge, mama, câte, dar n-am putut eu să urmă, deci dacă ești aici, Alice, mama, deci nota 10, bă, Alice, îți dau ție, nu știu, bă, îți dau 100 de lei, mă, Alice, dacă tu te ajut să-ți extind, da, nici nu poți să ajung, în fine, nu mai contează nimic, hai să ne uităm prin partea asta, mă, unde ai putea tu să fii, dacă tu nu ești acolo, adică nu știu dacă ești acolo, pentru că nu poți să ajung, dar, da, poate o să pot, dar acum mă dau bătut, sincer, hai să vedem prin partea asta, bă, Alice, nu cred că ești tu pe aici, nu știu de ce, cred eu că nu. Opa, ce faci, mă, Alice, aici? Pleacă. Un ultim cuvânt așa pentru 2024, cum ți-a început anul, fix cu o pierdere, Alice, pentru că ai pierdut. Gata, mă, Alice, gata, acum trece la runda a doua și eu o să fiu Hider, Alice, pentru prima oară în 2024. O să mă ascund și urați noroc, chiar sunt curios, vreau să mă ascund și vreau să nu mă găsești, Alice. Ok, mamă, este harta aceasta. Mă, Alice, fii atentă că știu un loc, vreau să mă duc unde l-am găsit eu un loc, când într-o lampă, dar un stel parc. Că după cum de bine mi-aduc eu aminte, cred că o să mă pun fix aici. Și Alice, gata, eu m-am ascuns. Ce faci tu acolo? Eu, uite, aștept. Da, o să vorbim puțin mai acuș. Ok, Alice. Mă, Alice, dar vreau să fim și atentă. Vreau să întrebăm oamenii. Nu știu dacă tu ești curioasă. Chiar sunt curios. Și vreau să-mi spui dacă și tu ești curioasă. Ce au făcut oamenii de Revelion, Alice? Chiar sunt curios, sincer. Și dacă, adică ce așteptări au pentru anul acesta? Ce chestii mișto au făcut? Ce le-au plăcut în 2023 și ce vor să fac în 2024.
ești curioasă? Sincer, da. Acum trebuie să-mi fac planul să te găsesc. Te rog, eu cam aici o formulă lui Pitagora și cu axioma lui Euclid și trebuie să fiu atent aici. Ok, mamă, de unde știi mă toată, Alice? Ups, stai puțin, tu ce clasă ești, Alice? E, și tu. Ah, ok, ok, în fine, nu mai contează, asta mai e câteva secunde, 5 secunde, 4 secunde, 3 secunde, Alice, și acum o să vii după mine și nu o să mă găsi niciodată. Dacă o linie dreaptă poate să fie trecută numai de două ori printr-o, dar cu axioma lui Euclid ne dăm seama că ar trebui să fii pe aici. Bă, de unde știi mă tu matematică, mamă, Alice, te faci matematician, mă tu, bă, vreau să mă uit prin partea asta. Ia, fii atent că am găsit eu ceva, fii atent, uite-te frumos pe aici, mamă, dar nu prea te văd, bă, ce-i drept, nu găsesc locuri unde vreau să te văd, pentru că eu aș vrea să te văd mereu, Alice, nu știu dacă ar exista camere, să am camere de securitate pe tine, să te văd așa, Alice, să te văd oriunde mergi, ar fi fost mai bine, dar în fine, nu mai contează asta. Bă, Alice, vreau să scrie oamenii în comentarii. Opa, uitați-vă puțin acolo, uitați-vă pe Alice, a intrat acolo, mă, ce faci, Alice, faci parcurs în 2024? Eu, nicio... ce ascunzătoare am găsit. Ai găsit o ascunzătoare, nu, Alice, bine că eu știu unde te... Opa. Ce? Nu mă vezi, mama, deja crezi că mai văzut, Alice, m-am speriat. Oricum, nu mai contează asta, eu stau aici foarte, foarte bine, Alice, și vreau să scriu oamenii în comentarii ce au făcut ei în 2022. Nu, înainte să scrie lumea orice, trebuie să-ți dai un indiciu. Să dau un indiciu, mă, Alice, te-am văzut și sunt pe undeva puțin, adică nu văd nimic, văd negru și portocal, nu, cum se mai numește ăsta, mov, negru și alb, Alex, asta văd eu pe aici. Asta vezi, ok, deci mov, negru, Ok, Alex, ok, dar înainte de toate vreau să scriu oamenii acolo în comentarii, deci dacă mai vreți episoade de genul, dați acolo cât mai multe like-uri să facem și scrieți-vă acolo în comentarii ce ați făcut în 2023, dacă v-a plăcut anul sau dacă sperați că 2024 o să fie un an mai bun, ce așteptări aveți, nu, de ce mi se pare că te-am auzit, Alex, dar nu știu de ce am avut impresia asta, dar ia să mă uit așa, tip-til, pă, unde-i? Opa, uitați-vă pe Alice, uitați-vă pe Alice acolo, mă, cum stai Alice acolo, bă, Alice, ce faci mă pe acolo, Alice, tu? Acolo, unde? Ce, nu prea te aud, Alice. Unde acolo? Unde acolo, păi nu știu, unde ești tu pe acolo, Alice, de ce? Da! Alice, mai ai 170 de secunde și tu nu mă găsești, ce faci, Alice, unde? Trebuie să mai dai un indiciu. Trebuie să-ți mai dau un indiciu, mă, Alice, Oscar, îți dau un indiciu, Oscar, atât, pot să spun, Oscar, mă urc, stau pe Oscar acum, eu, în primul rând, și vreau să mă uit, bă, da, unde ești tu, Alice? Ok, deci mi se pare că parcă te-am văzut teleportându-te sau ce? Opa, am un arc pe care o să-l folosesc pe tine. Ce faci, Alice? Opa, mă vezi? Mă vezi? Uite-te în față. Ce faci, Alice, acolo? Ce faci? Eu fac bine, tu? Eu ce să fac? Fac și eu foarte, foarte bine. Ți-am dat stun, acum am fugit, Alice, și nu o să mă găsești. Papa. Mă scuz aici. Fii atent, că aici o să stau. Aici o să stau, nu o să mă găsești. Pun pariu că n-ai cum să mă găsești. Bine, cred că o să mă găsești dacă mă cauți așa, dar mă rog, aici bine. Deja m-am ascuns într-un loc foarte, foarte bun, Alice. Probabil sunt undeva pe sus. Nu știu, nu vreau să zic mai multe detalii, dar cred că sunt undeva pe sus. Da, bine, hai, zi un indiciu. Un indiciu, văd numai portocaliu de la mov, nu știu ce zi portocaliu, dar văd numai mov pe lângă mine. Hai că văd mov dacă e. Da, deci numai mov. Vezi că zi indiciu pe bune. Ce? Eu nu te-am auzit ce ai zis tu acum pe bune. Spune un indiciu pe bune, că nu. Mai sunt 90 de secunde și ceea ce văd eu, dacă mă uit în partea, văd ceva, nu știu, un cioros, nu știu cum, de fapt nici nu știu cum se numește chestia aceea, dar e ceva mov, Alice. Gata, știu. Știi, mai avem 70 de secunde, Alice, sunt undeva pe sus, n-am niciun stres, stau aici lejer, Alice, nu o să mă găsești, pentru că tu nu știi de locul ăsta, pentru că este un loc ascuns, pe care tu încă nu l-ai găsit și mă aflu undeva pe sus, Alice, atât zic. Sau cine știe, am zis, da, cine știe, poate m-am dus înapoi acolo unde eram, Alice, cine știe, nu știu, nu vreau să spun mai multe detalii, tu ce crezi? Nu, n-ai fost acolo, că am verificat, nu mai minți. Te-ai dus acum acolo? Păi poate mă duc eu acum, că ai verificat, tu o să mă duc din nou acolo și cine știe, Alice, pe bune. Da, pe bune. Hai, da. Mai zi un indiciu, rapid. Un indiciu văd negru, atât pot să spun. Alice, unde ești? Opa, ce-ai făcut? Lasă-mă, te rog, să încep anul 2024, bine, Alice, lasă-mă în pace, nu vine după mine, lasă-mă să trăiesc, Alice, nu ți-am făcut nimic, Alice, pe bune, Alice, nu ți-am făcut nimic, Alice, lasă-mă, Alice, n-o lasă-mă. Nu te las în viața vecilor, prietene! Ai pierdut, ai început anul foarte bine. Acum eu mă ascund, Da, ce să spui și tu, din prima ai murit, dar în fine, nu mai contează asta. Ok, mă pun la seeker, Alice, a treia hartă. Hai să te vedem, Alice, pentru că... Mă, unde ești? Alice? Eu sunt pe hartă. Ești pe hartă? Hai că intru și eu pe hartă. Am dat aici drumul, Alice, gata. Hai să vedem ce o să fie aici. Sincer, nu știu ce să cred, dar mă rog, în fine. Bă, ceea ce vreau eu să spun, Alice, e că nu o să mă găsești niciodată. Stai puțin că, de fapt, bă, ce zic mai aici? Deja m-am prostit, Alice. Bă, dar cum ai găsit, mă, pe bune, fix în ultimele
10 secunde. Păi, na, dacă te-ai dat de gol, ce să-ți fac? Da, e bine, bă, de fapt, da, dar nu mă văzusi. Stai puțin, tu te, vrei să spui că m-am dat de gol când am zis acolo că m-am speriat de tine? Exact, Tane. Eu nu te-am văzut prima dată și m-am întors acolo. Ok, am înțeles. Hai, hai că te aștept aici să dăm a treia rundă. Băi, e treia rundă deja, Alice? Uh-huh. Dar mi se pare că am stat prea mult, sincer, pe rundurile astea. Pentru că știi ceva, Alice? Eu te-am găsit mai repede și tu nu prea m-ai găsit, sincer. Adică m-ai găsit în ultimele 10 secunde. Da, am durat așa de mult. În fine, înseamnă că eu sunt mai bun, Alice, și cam asta. Deci fii atentă că până acum eu am un... Adică, într-un fel, dacă știi care e faza, eu m-am ascuns mai mult decât tine. Am rezistat mai mult și, practic, eu am câștigat până acum. A, da, da, cum să nu? Păi așa e, mă, Alice, mamă, dar, bă, dar nu vine să cred că suntem în 2024. Ți-l vine să crezi, Alice, treaba aceasta? Nu, nu, bine. Ok, ok, mamă, dar uite-te ce frumos arată acum. Da, ia spune-mi tu ce ai primit de Crăciun. Ce am primit de Crăciun, Alice, să spun, mă, ție ce am primit de Crăciun, mă, Alice, nu știu dacă să spun sincer, nu prea aș avea. Dar adică, de ce te spune ție ce am primit eu? Dar tu ce ai primit, da, chiar? Eu, ia-și caută. A, să te caut. Băi, vezi, mă, Alice, atunci am zis tu mie, mamă, deci știți care este treaba? Eu am găsit cea mai șmecheră, bă, nici nu mai știu unde, bă, da, unde era? Ok, deci găsem eu cea mai șmecheră chestie, dar nu mai știu unde e acum, sau era până, da, mă, fix aici era, mă, deci cea mai șmecheră ascunzătoare, uitați-vă puțin, deci, dar nu, bă, da, de fiecare dată, uitați-vă puțin, de ce când eu sunt ca seeker, nu pot să mă ascund în cea mai șmecheră ascunzătoare la fața ascunserea, ok, opa, am mai găsit un loc aici, de fapt, băi, nu știam de locul ăsta, what? Opa, Alice, vin după tine, prin, a, păi și, mă, ce cu locul ăsta, că, a, e doar asta, wow, ce loc, ce loc, nașpa, adică nu știu cine s-ar fi ascuns aici, pe bune, dar în fine, ia să mă duc prin partea asta, prin locul ăsta, că nici pe aici nu cred că te-am căutat vreodată, opa, ma, Alice? Hai cum, nu, că, de-a-cea, da. Da, fix când am zis că nu cred că te-am căutat niciodată, fix atunci te-am găsit acolo, Alice, vrei, ai să-mi spui ceva? Nu. A, bine că mi-ai fost pe harta asta, uitați-vă puțin, acum mi-am dat seama că noi am sărit peste harta aia cu curcubeu, dar Alice m-a pus pe mine acum și uitați-vă puțin, mă pun în cea mai bună ascunzătoare din 2024, vreau să spuneți dacă voi credeți că asta e ce, bă, chiar e cea mai bună ascunzătoare, scrieți-mi voi acolo în comentarii de nu e cea mai bună ascunzătoare și Alice vreau să spun că nu o să mă găsești. Dar ce ziceai tu că am sărit o hartă, că n-am sărit nimic? Bă, aia cu curcubeu, Alice, n-am jucat-o pe aia. Ba da. Când am jucat-o, mă? Am jucat-o. Dar acum suntem la mediu, e a patra hartă. A, bine, 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 Alice, mie îmi convine oricum, pentru că m-am ascuns fix de ce mă plângeam mai devreme, că nu o să mă ascund aici de cel mai șmeche. Bă, dar uitați-vă cum se vede din partea asta, dar chiar eu credeam că pot să mă vezi. Mamă, Alice, ce trolă sunt, deci n-ai cum să mă găsești aici. Și este foarte bine pentru că eu te văd și tu nu mă vezi. A, da, da, bine. Deci e fix ceea ce eu vreau, ca să mă vezi pe mine. Auzi, adică dar ce hartă e acum? Cum adică ce hartă e acum? E harta aia cu în care te-ai ascuns și tu acum mai devreme. Ai dat din nou pe ea. Am dat din nou? Da, deci eu ce crezi că vorbeam până acum? Am dat din nou? Da, nu, și nu. Ai dat din nou și eu mă ascund în cel mai șmecher loc. Îmi pare rău, eu am ieșit. De ce ești, Alice? Mă, ce faci, Alice? De ce ieși să iei tu? Nu-i corect, deci dacă vrei să mai joci cu mine, trebuie să mă lași să te bat și să fiu eu seeker pe harta cealaltă, că nu-i corect. Alice, fii atentă, vină tu repede la aia verde, unde ai fost tu mai devreme, vine direct acolo la jumate, fix la jumătate, pe partea verde, Alice. Așa, așa, opa, ce faci mai aici, Alice? Mamă, Alice, mamă, opa, ce faci? Unde te uiți? Unde te uiți? Nu mă vezi? Nu mă vezi? Alice, dau în tine, dau în tine, sunt fix lângă tine, în spatele tău, Alice. Da, lasă-mă, nu mai încerca tu să mă faci pe mine. Ia stai puțin, ia, spune-mi că o să-mi zic eu ceva, ce cauți mai aici, de ce te pui pe cobblestone, Alice, de ce te urci pe asta, da, Cacia, Alice, ce faci tu acolo? Lasă-mă, pe că eu încerc să-mi dau seama de ceva. Bă, da, asta e cea mai bună locație, uitați-o. Ia, uite, o luăm pe aici. Așa, și ce găsești tu acolo, Alice? Așa, da, bun. Da, deci cea mai șmecheră ascunzătoare, în sfârșit, în 2024, am început anul bine, pentru că m-am ascuns fix în locul unde eu voiam să mă ascund de foarte mult timp, știți că am găsit locul acesta, uitați-o puțin, cum vede Alice din partea aia. Și cum văd eu de aici, adică este foarte, foarte bine de mine. Pa, ce faci, Alice, pe acolo? De ce sar pe alea? Unde pleci? Unde pleci? Ce faci acolo? Face că, uite, dacă eu pe aici, eu pe aici, uite. Așa, opa, ce faci, mă, ce faci? Dai mine, eu încerc să dai mine. De ce pleci, Alice, de lângă mine? Hai, mă, pe bune, așa, nu mă găsești, mă, nu mă vezi. Alice, fix în fața ta, de ce te duci în jos? Nu, fix în fața ta, ți-am zis, vin în partea asta. Vino la geam, aici, la geam, dreapta, aici, fix aici, Alice, aici, ce faci? Eu bine, tu?
Eu am primit un arc și o săgeată. Dacă te-aș vedea pe tine, dar n-am cum să te văd. Mă, Alice, ce scrie prin partea asta? Scrie că nu, tu nu mă vezi, practic, din partea aia. Adică eu te văd pe tine și tu nu mă vezi. A, pe bune? Da, da, de ce mi se pare că știe Alice de locul ăsta? Nu, că am plecat. Am plecat, că Alice cred că știe de locul ăsta și mi-e cam frică, sincer, de Alice. Mi-e cam frică, am plecat acolo, am plecat, că mi-e că știe locul. Mi-e că știe locul. A, cred că o să mă ascund undeva pe aici. Ma, nu, am cea mai șmecheră tactică. Vreau să mă ascund aici, pentru că am o impresie că Alice nu cred că o să mă găsească. Am plecat din locul ăla. A, e, da. Mă, Alice, dar tu știi locul ăla? Eu? Păi nu știu, îl știu, dar m-a ajutat mult că mi-ai zis chestia aia. Ok, ok, bine, te-a ajutat mult, dar eu o să mă ascund în alt loc, pentru că acolo nu aveai cum să mă găsești, pentru că nu știi, te-am văzut că nu l-ai știut, pentru că n-ai intrat pe acolo, Alice, deci n-ai cum să-l găsești. Da, bine, bine, da, deci așa, ia, stai așa. Ok. Mă, ce faci, mă, Alice, te-ai luat cumva stun, ți-ai luat stun? Ce se întâmplă, mă, Alice, ce-ai pățit? Mă, dar nu mai fă de asta, nu, stai așa că, acum vezi, lasă că ți arăt eu. Ia, ce faci tu, ia, chiar sunt curând, ce faci tu acum, de ce stai pe loc, de ce nu te mai miști, Alice, ți-ai luat cumva stun? Nu știu, o să vezi tu. Păi ce să văd, ce să mai văd, Alice, vrei să vin după tine acolo, să te arunc, să, ce vrei să fac? Nu. Dar ce, mă, ce plănești, mă, tu acolo, ce faci, Alice, atât de mult durează stun-ul ăla, uite că ți-a dispărut săgeata, nu mai e stun, gata, poți să te miști acum. Da, bine, lasă că știu eu. Mă, ce faci, mă, acolo, Alice, bă, Alice, mai sunt 4 de secunde, ce faci? Așteaptă, dar ce tu faci acolo? Lasă-mă, te rog eu puțin, că trebuie să analizez aici matematic. Mă, sunt fix în spatele tău, Alice, uite-te în spate, fix în spatele tău acum, fix în spatele tău, poți să dau un tir. Ce mai mă, te zite, mă, Alice, bă, dar nu știi, bă, să te joci față ascunsă, absolut deloc, deci în 2024 nu mai știi nimic, Alice, pe bune. Da, bine. Da, uite, 10, 9, 8, deci ce mai proastă ascunzătoare, Alice, din cea mai bună m-am dus în cea mai proastă ascunzătoare și tu nu mă găsești, pe bune, Alice, gata, 3, 2, 1 și, Alice, ce să spun, 2024 la început foarte, e foarte bun. Și planul este, acum eu o să fiu din nou seeker. Mă, și ce plan e ăsta? E, nu contează, așa, ia uite. Și știi că nu o să mă ascund în ascunzătoarea aia, nu? Păi, nu contează, ideea e că eu o să fiu în ultima hartă. Acolo nu o să mă găsești niciodată. Zici tu să mai facem ultima hartă? Știi că mai aveam curcubeu și am trecut peste Alice. Păi, nu că ăsta e curcubeu. Păi, cum adică ăsta e curcubeu? Nu e curcubeu ăsta. Ba da? Nu e curcubeu, e harta aia unde mă ascundeam eu, de mai găsit atunci în cea mai mici mechere ascunzătoare de pe harta asta. Da, ai venit tu în locația aia unde eram eu pus. Da, bine, nu contează, sărim peste ăla, eu o să fiu în ultima hartă și aici e cel mai bine. Mamă, ce loc am găsit, bă, n-am descoperit locurile astea deloc până acum și chiar sunt curios ce e aici. Uite-te, deci merg prin partea asta, pe și stai puțin, unde ajung? Cred că ajung în același zonă, nu cred că e nicio, da, nu e nicio schemă, dar putem să facem noi o schemă, dar n-aș avea chef, nu vreau să fac asta. Bă, dar aici nu pot să intru pe undeva pe aici prin partea asta, n-am și o intrare, ceva de genul pe aici, chiar sunt curios dacă mă urc eu fix pe ăsta. Mamă, dar nu, că iese Alice, da, nu e bine, nu e bine, trebuie să mă bucur. Fiți atenți unde intru. Intru fix aici. Gata. M-am ascuns și de aici. Păi cred că de aici o să aștept așa și să vedem dacă intră Alice în partea asta. Mă dau lejer în spate și nu o să mă vadă și o să găsesc. Mă, Alice, cu ce faci acolo? Dă-mi un indiciu. Ce să dau un indiciu, că deja o să mor, cred că. Da, de la asta cred că. Ba nu, nu mor. Perfect, mă. Nu știu, Alice, eu sunt pe aici, în not cu pești. În not cu pești. Opa, da, ce aici? Unde intri tu, Alice? Ce faci acolo? Alice, ce s-a întâmplat? Deci s-a văzut aia așa, dar nu o să intri tu, nu știu unde am intrat eu. Nu știu? Nu știi, de ce? Ești sigur? Ce faci? Ce faci? Ce-ai făcut? Hai! Ok, bine, hai, dar tu pe ăla, stai puțin că trebuie să mergem la curcube. Nu merge la ultima, merge la curcube, Alice, ce tu faci? Hey! Uite, tot eu sunt la ultima. Nu, noi am jucat harta ta, acum vii, mă mor și eu o să fiu hider din nou, pentru că am jucat harta aia de două ori. Cum adică am jucat de două ori? Păi am jucat de două ori că tu ai dat pe ea. Păi nu contează, uite, așa vreau și eu. Acum facem cum vreau eu, nu cum vrei tu. Sigură? Ești tu sigură? Da. Ok, bine, dar nu vrei să te ascunzi după harta asta, că cine știe, poate nu mai dăm ultima hartă, poate dăm un alt episod, Alice. Nu, eu vreau neapărat ultima hartă. Păi dar deja suntem de foarte mult timp, Alice, nu știu de tine, eu zic să te ascunzi acum, că dacă nu, cine știe, poate nu mă interesează, dăm ultima hartă, că altfel vin după tine și îți dau cu TNT-ul, ca atunci cum a făcut Dariusel la mine în restaurant, mai ții minte? Da, ok, gata, Alice, gata. Hai, mă, Alice, că am schimbat la harta ta, bă, dar vezi că arată bine, pe bune, chiar arată bine pe iarnă. Păi, da, știu că
crezi că n-am eu dreptate sau cum? Da, bine, și unde te ascunzi, mă, tu? Bă, da, eu vreau să încerc să fac aici un geam, dar nu cred că reușesc, sincer. Dacă mă sar așa, fix așa, dacă... Nu, sar mai așa, nu, bă, eu nu cred că reușesc, sau... Bă, da, cum să face jumpul ăsta aici, mă, frate? Ok, aproape l-am reușit. Bă, aș vrea să-l încerc, dar nu cred că... Ia, dacă mă uit prin partea asta, nu e nimic pe dedesubt. Vreau să văd dacă sunt niște chestii, dar nu pot să ajung acolo. Mă, dar tu unde te ascunzi? De ce ai vrut tu? Ah, știu de ce ai vrut tu să faci. Da, mau, ca de fiecare dată, Alice, să te joci cu mine, cu mintea mea, nu? Să te duci tu prin partea aia, să mă duci prin partea aia. Să mergem așa și foarte, foarte frumos. Ah, acum aș te duci în sus, am înțeles, Alice. Mamă, dar știi că e enervant rău de tot ăsta, nu? Eu știu, dar știi ce ar trebui să facem, cred că o dată? Ia zi. Cred că ar trebui să facem 2 versus 1 și cu Darisel. Ce spui de treaba asta? Că tu, dacă te mai ascult vreodată aici, nu, că eu trubez dacă te mai pui tu aici mereu de fiecare dată, că mă enervez pe bune. Păi da, asta e și ideea. Ah, ok, și acum unde te-ai dus tu? Oare unde s-a dus Malis? Nu s-a dus ea cumva prin partea asta pe aici? Bă, da, nu cred că ești pe aici. Bă, dar unde te-ai dus pe bune? E, și tu acum nu vrei să spun. Iar te-ai dus în apă ca data trecută. Da, sigur, du-te acolo să vezi. Bă, dar stai puțin, pe și în apă nu poți să intri pe nicăieri altundeva. What? Cum ai intrat acolo? În fine, de ce am impresia că te-ai ascuns fix pe undeva pe aici? Ia să vedem. Ia. A, nu ești aici. Mă, ești un om de zăpadă. Ok, interesant. Opa, aici, dacă intru prin partea asta, prin apă, ia să vedem. Opa, ce faci, mă, Alice, aici? Aici, nu cred, cred că ai greșit persoana, sigur, e vreun pește ceva. Da, ai dreptate, nu e nimeni aici, în fine, bă, dar mai, gata, am ieșit și acum să te caut pe tine, bă, unde să te caut? Ia, mă, dacă nu pot să urc și eu pe partea asta, mă, așa, 3, 2, gata, și acum ia să văd aici, 3, 2, na, nu ești aici, uite că am găsit un loc șmechir, dacă mă duc prin partea asta pe undeva pe aici și după mă duc undeva pe aici și dacă mă duc așa, nu e nimic, dar dacă mă duc înapoi aici și după sar aici și după vreau să sar aici, nu mai. Niciun indiciu că văd alb. Vezi alb? Bă, cred că ești aici. De ce am impresia că ești fix aici, Alice? Nu știu. Da, nu ești aici. Acum adică vezi, vreau să-mi spui dacă ești afară. Nu. Nu ești afară? Nu. Sigur nu ești afară? Sigur. Și dacă te găsesc afară, cum pe aici să simți și unde alb dacă nu e afară albul? Asta e întrebarea întrebătoare. Da, ia să mă uit eu prin partea asta. Bă, dar pe unde ești, pe bune? Păi da, vrei să zic multe. Ok, nu vrei să zici, ok, bine, lasă că merg prin partea asta. Ia să mă, dar nu vreau să merg pe aici. Bă, dar unde e locul ăla? De ce ai zis că vezi alb? Știu că parcă era un loc, dar nu știu care e casa, da. Opa, de ce era asta tras așa? Dacă mă duc eu pe aici, pe undeva pe sus, mergem prin partea asta. Și aici, ia să vedem. Bă, dar unde e alb, pe bune? Stai puțin. Bă, tu îți bagi joc de mine? Nu. Păi, dar unde e alb? Păi, tu să-mi zici. Păi, da, ai zis că alb și alb unde e, că nu e niciun alb. Tu să-mi zici, ce-am mai zis. Păi, da, eu am fost pe aici și nu ești pe aici, pe unde sunt eu. Păi, na, ghinion. Ah, da, îți mai bagi și joc de mine, am înțeles. Opa, bă, dar cum puteți să ajung aici, că sunt foarte multe locuri șmechere și nu știu cum aș putea să ajung, mă. Na, trebuie să descoperi și tu, te joci mai mult, nu știu, ai acces la toată harta, poți să te joci că nu ești cu noi. Da, ai dreptate, ia să mă uit așa, dar eu ce cred, deci asta faci tu, te joci că nu ești cu mine, ești cu Darasele, am înțeles, alegi, da, păi, știi tu, dar de unde, că eu n-am acces. Mamă, ce, opa, am găsit ce, mamă, deci fii atentă, dacă poți să, nu, e bă, dacă puteai să te duci prin partea aia, chiar era sper tare, dar în fine, ia să ne uităm prin partea asta, butonul ăsta faci ceva, nici nu merge să fie apăsat, da, mă, Alice, gata, ai câștigat, ce să spun, bine, n-ai câștigat pentru că, într-un fel, egalitate, pentru că și eu te-am găsit odată, tu m-ai găsit, gen, adică eu nu te-am găsit odată, tu nu m-ai găsit odată, dar știi că am stat acum 10 secunde și ar fi fost două dăți în care nu mai fi văzut, nu? Ei, da, nu, de ce minți? Da, mai gata, unde erai, pe bune? Eram în casa roșie și era la sfârșit o ușă unde era o cameră albă. Erai unde s-a ascuns Arsel? Da. Doamne, nu mai, 2024 începuse bine, dar s-a terminat prost începutul din nou, nu mai zic nimic, scrieți în comentarii dacă vreți ca data viitoare să-l chemăm și pe Darusel aici, că cu Alice nu se mai poate, sincer. Să vezi ce să-ți fac eu anul ăsta. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.